Dimineața am început să vorbim puțin din Cuvântul lui Dumnezeu despre adevăratul post, pentru că noi, ca și Biserica, avem nevoie de sfatul Domnului, de sfatul Cuvântului lui Dumnezeu ca să știm cum trebuie să postim. Spuneam că postul este o unealtă binecuvântată, o disciplină spirituală a Bisericii, dar pe cât e de utilă și de folositoare, este o unealtă periculoasă dacă nu știm cum să o folosim. Personal, zilele acestea am încercat să ajut pe cineva la o demolare și nu prea sunt priceput. Îs bătut peste tot. Am un deget vânăt, unul julit, pentru că nu știu să folosesc uneltele. Alții sunt experți în asta. Am încercat să lucrez în tâmplărie o vreme și din primele două luni mi-am tăiat două degete. Pentru că nu știam să folosesc uneltele. Tot așa, postul este o unealtă spirituală de mare forță. Cuvântul Domnului spune că este una dintre armele grele, artileria grea a bisericii. Domnul Iisus spunea că anumite soiuri de draci nu ies decât cu post și rugăciune. Sunt anumite soiuri de draci, anumite lupte spirituale care nu merg așa cu proclamații, cu vorbărie, acolo trebuie artileria grea, armele Duhului, dintre care una este postul și rugăciunea. Însă, armele astea sunt periculoase dacă nu știm să le folosim. Și dimineața am vorbit despre cum să nu postim sau mentalități greșite despre post. Pericole în postul nostru. Și spuneam că în această seară vreau să ne uităm la ce spune Domnul. Iată postul plăcut mie. Desigur, sunt câteva sfaturi, câteva condiții, câteva cerințe ale lui Dumnezeu. De câteva ori spune cuvântul Domnului: "Iată postul, și înșiră, fa asta, fa asta, fa asta." Tot aici sunt de trei ori cuvântul Domnului spune: "Dacă vei face asta, condiții." Și în final cuvântul Domnului spune: "Atunci deci există câteva condiții pentru ca postul să fie primit și există câteva promisiuni. Condițiile sunt incluse prin conjuncția dacă. Postul tău este plăcut mie dacă faci anumite lucruri. Dar tot Dumnezeu spune atunci. Dacă vei ține postul așa cum trebuie, atunci Dumnezeu va face. Există promisiuni mari ale postului în cartea lui Dumnezeu în Isaia. Dragii mei, hai să vedem care sunt cerințele. Să începem cu cerințele. De altfel, de multe ori noi ne încălcim în prorocii și spunem, Domnul, promis asta și asta și nu se întâmplă. Am spus deseori și vreau să repet, fiți atenți că de obicei când Dumnezeu vorbește și în predică și în cuvântul Sfânt scris, dar și prin profeție, de cele mai multe ori există niște dacă, strecurați acolo pe care îl uităm. Acei dacă se uită, noi, ca și oameni doritori ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră, în familiile noastre, în biserică, uităm că au fost acolo în niște condiții, dacă. E bine, hai să vedem care sunt condițiile postului, adevărat. Iată postul plăcut mie, spunea Dumnezeu. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug împarte-ți pâinea cu cel flămând și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Și cuvântul continuă în versetul 9. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci Domnul și continuă mai departe. Mai jos, dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-l și dacă îl vei cinsti neurmat în căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării, atunci, din nou Dumnezeu spune, atunci voi lucra. Dragii mei, într-un cuvânt, într-o simplă idee, toate aceste versete se rezumă la o cerință fundamentală. Ziua de post înseamnă să te restrângi pe tine și să dai drumul altora. Restrain yourself and release the others around you. Asta e cerința de bază. Restrânge-te pe tine, strânge-te, limitează-te și eliberează-i pe alții. Și asta se aplică în două domenii aici în textul citit. În primul rând este domeniul relațional. Dumnezeu spune aici, iată postul plecut mie, dezleagă lanțurile răutății. Deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Și cuvântul continuă mai jos, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, și spune acolo să lăsăm voia pornirilor noastre să nu mai asuprim pe simbriașii noștri, pe angajații noștri. Dragii mei, postul adevărat este însoțit întotdeauna de rezolvarea problemelor noastre relaționale. Am spus și dimineață, sunt unii care zic frate, prefer să postesc trei zile decât să-mi cer iertare. Și unii cred că dacă, cer, dacă postesc trei zile, Li se iartă faptul că au jignit pe frații lor. Dragi frați și surori, vreau să nu uităm ce spunea Domnul Isus. Spunea o întrebare către farisei. Atunci când te încălcești în multă teologie, riști să uiți fundamentele, riști să uiți ABC. Și Domnul pun o întrebare unui fariseu care știa mult, era doctor în teologie. Care este cea mai mare poruncă? Un fel de wake-up. Come back to the basis amintește alfabetul. Și omul ăsta spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aici sunt trei porunci fundamentale. Iubește-L pe Dumnezeu, iubește-L pe aproapele tău ca pe, ca pe, tine. Fundamentul vieții de credință, frașă și este bazat strict în relații. Cine nu are relații sănătoase nu este creștin deloc. Trei relații fundamentale definesc viața mea de credință. Cea mai mare poruncă este una care sunt de fapt trei. O relație sănătoasă cu Dumnezeu, o relație sănătoasă cu mine însumi, că cine e complexat și nu are o relație cu El și se urăște pe El, așa o să se poarte și cu ceilalți. Și o relație sănătoasă cu aproapele meu, Tocmai de aceea Dumnezeu zicea în ziua apostolului, dezlegați legăturile robiei. Trebuie să recunoaște că în zilele obișnuite, uneori, se mai întâmplă să legăm pe fratele nostru cu ură, să legăm pe fratele nostru cu resentimente, să legăm cu mânie și să-l ținem legat, și poate să luăm chiar cina, să treacă zile și luni și ținem legați. Și Duhul Sfânt strigă în ziua apostolului, dezlegați pe cei pe care țineți robi. Creștinul la adevărat nu are voie să țină robi pe nimeni. Spune acea pildă frumoasă, dacă Dumnezeu te-a iertat de 100 de lei, de 10.000 de lei, nu poți să-L ierzi pe aproapele tău de 100? Vedeți, că nu avem o relație cu Dumnezeu sănătoasă, începe să putrezească relația mea cu cei de lângă mine să fie o relație nesănătoasă, dragii mei, în aceste 40 de zile de post, fă o listă cu cei pe care ai legat robi, fă o listă cu cei pe care ai legat sclavi în Duhul, în duhul tău și ți legați în lanțurile robiei, în legăturile răutății, spune aici cuvântul, și Duhul Sfânt strigă, dezleagă-i, dezleagă-l pe fratele tău, lasă-l liber. Dumnezeu ne-a chemat să fim liberi, mărit să fie Domnul. Da? Suntem chemați să restaurăm relațiile în aceste zile de post. Nu ajunge să schimonosești fața, să postești, să te abții de la mâncare. Postul înseamnă niște telefoane. Nu mai trebuie să mergem cu căruța dintr-un sat în altul. One minute away, one second away. Vecinul tău, prietenul tău, robul tău legat la distanță de câteva secunde un telefon. Adevăratul post înseamnă dezlegarea celor legați, eliberarea poporului Dumnezeu de sub lanțurile răutății și ale mâniei și ale neiertării. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În același timp, e vorba și de alte legături aici. Spune Biblia foarte clar, nu-ți fă gusturile tale în ziua mea cea sfântă. Nu urma căile tale, nu te îndeletnici cu treburile tale obișnuite. Restrain yourself. Leagă-te pe tine, dezleagă-l pe aproapele tău și leagă-te un pic pe tine, că suntem exact invers. Ne dezlegăm pe noi, ne dăm drumul în toate plăcerile și pe alții îi legăm. Și le spune, nu, dezleagă-l pe aproapele tău și leagă-te un pic pe tine. Leagă-te. Nu-ți fă gusturile tale, nu urma căile tale, nu te îndeletnici cu lucrurile tale obișnuite, ci spune împarte-ți pâinea cu cel flămând, adu un casa ta pe nenorocitii fără adăpost, dacă vezi pe om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău, dezleagă-te față de alții, binecuvintează-i pe alții și mai taie din porția ta. Pentru mulți frați postul e un fel de economie. Să știți că mulți postesc din mai multe motive, spune mă postesc că economisez niște bani. Postul nu are voie să fie economie. Biblia spune că mâncarea pe care trebuia să o mănânci tu, trebuie să o dai la altul. Altfel nu-i post. Postul fără dărnicie nu este post. Postul fără ceva, fără să binecuvintezi pe cineva, nu-i post. Nu este incomplet. Postul plăcut mie înseamnă să dai pâinea aia celui flămân. Să duci în casa ta pe nenorocit, să-l îmbraci pe cel gol nu așa că vine acum Thanksgiving și vine Crăciunul și vom face cadouri pentru cei dragi? Pentru cei care sunt ai noștri? Our kids, our parents, our, ours. Ai noștri! Biblia spune, în adevărata zi a lui Dumnezeu trebuie să binecuvintezi pe cel străin. ăsta e postul. Să binecuvintezi pe străin. Nu copilul meu, nu mama mea, nu fratele meu, nu doar noi pe noi, nu doar săracii noștri, cum se spunea dimineață, ce să fim gata să binecuvântăm pe alții. Spune, adu pe cel flământ, pe nenorociții fără de post, străinul. Iar cât despre noi, trebuie să ne strângem pe noi. Vreau să spun ceva, dragii mei, postul înseamnă dărnicie, postul înseamnă să binecuvântezi pe alții. Dom'le, de aceea aș vrea ca la sfârșitul postului nostru, la acea vinere, să facem și o colectă. Postul se încheie cu dărnicie. Pentru nevoile bisericii, pentru frații care ne vor vizita, pentru știu eu ce cauze se vor aduna până atunci. Vrem să dăruim la finalul postului, în acea vineri, vrem să încunăm postul cu dărnicie. Pentru că adevăratul post înseamnă să binecuvintezi pe alții. În același timp, vreau să accentuez ceva aici despre legatul gusturilor noastre. legă gusturile tale, nu fă lucrurile tale, restrain yourself, spuneam. Mulți oameni cred că postul înseamnă doar să te abții de la mâncare și băutură. Eu am ajuns la concluzia că adevăratul post, dragii mei, trebuie să însemne să ne lipsim de toate gusturile noastre. Știm din Biblie legat de relația de familie, știm de mâncare și de băutură, însă foarte mulți în ziua postului compensează o dependență cu alta. Nu mănâncă, dar stau pe internet. Nu mănâncă, dar merg la shopping. Biblia spune, în ziua postului leagă-ți toate gusturile tale. În ziua postului nu-i de mers la shopping. În ziua aia, trebuie să te restrângi și să tai și patimile astea. Îi post de la mâncare, post de la... Și post de la shopping, amin, surorile? Post de la televizor, amin, frații? Post de la, știu eu ce altceva, post de la news. În ziua postului, frații mei, nu deschid știrile nu deschid nimic, am hotărât în viața mea ca ziua de post să fie o zi care să leg toate dorințele mele. Nu mă uit la niciun game, de niciun fel. Pentru că este ziua în care mă restrâng pe mine și toate gusturile mele. În ziua postului renunț la sport, în ziua postului renunț la orice altceva care te leagă. Orice altceva care este o plăcere pentru tine. Și am văzut ce înseamnă postul de felul acesta. Am postit cândva mai mult și am zis, Doamne, vreau să postez de tot. O lună n-am intrat pe internet. O lună n-am mai folosit telefon. E prea mult aici în America. Atunci am putut, eram în India. Vă spun sincer că atât am fost de dependent de lucrurile astea, încât nu mi-am dat seama decât atunci. Săteam în acea lună și mi se părea că îmi sună telefonul. Îmi vibra buzunarul. Și am zis, Doamne, cât de intrat în sânge ne sunt aceste tehnologii. Și nu era niciun telefon și mi se părea că sună în buzunar. Atunci mi-am dat seama cât sunt delegat de confortul meu, de telefon, de internet. După o lună era flooded my inbox, era tot inundat de e mail -uri. Am stat fără, am spus, Doamne, fac post și de muzică creștină. Nici vorbă de altă muzică. Un pocăit nu are ce să aibă de a face cu muzica asta la altă. Și frații mei vă spun că atunci, pentru prima oară în viață, am auzit glasul lui Dumnezeu. Când am făcut liniște totală pentru o lună, am zis, Doamne, nici grupuri, nici baterii, nici tobe, nici cântări, nici, nici un grup, nici un cor. Vreau să stau de vorbă cu tine. Și am tăiat din toate gusturile mele pentru prima oară în viață. Am tăiat internet, am tăiat muzică, am tăiat tot. Și pentru prima oară în viață, Dumnezeu a început să-mi vorbească. Și au fost zile așa de binecuvântate pentru viața mea. Niciodată n-am avut așa o părtășie cu Dumnezeu ca atunci. Pentru că am înțeles că n-ajunge să nu mănânc. N-ajunge să nu beau. Trebuie să tai din gusturile mele. Postul înseamnă să ne legăm patimile noastre. Care de multe ori par legitime. ce rău să mergi la shopping. ce rău să ai internet. Frații mei, în ziua postului trebuie oprite toate. Când postezi, scoate din priză tot ce se poate băga în priză. Car pentru o zi, să nu mai stăm să ascultăm veștile pe care ni le dă guvernul și îngrijorarea viacului acestuia și Dumnezeul viacului acestuia. Să lăsăm atentate, să lăsăm altceva și să ne îndreptăm ochii spre cer, să stăm de vorbă cu Dumnezeu mări să fie El. Și iată, după aceste restrângeri, după aceste dorințe, aceste cerințe, mai este una aici scurt, spune, dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea. Dragii mei, Ziua apostului ne amintește că până la post e ziua Domnului, da? În ziua apostului ne mai punem în înduială și cu venitul la casa Domnului. Mulți sunt gata să țină tre trei zile de post, dar nu vin la adunare. Domnul spune, dragul meu, adevăratul post înseamnă să-ți amintești că înainte de orice zi de post pentru Domnul, există o zi specială pe care Dumnezeu a ales-o. Aia e înainte de orice post. Prima zi a lui Dumnezeu în săptămână e ziua Domnului. Dacă în aia nu vin la adunare degeaba, postesc în rest. Sunt chemat să-mi amintesc de ziua cea din a lui Dumnezeu. Și aia e ziua Sabatului. Și după ziua Sabatului pot vorbi de zile speciale puse pentru Dumnezeu. De o parte. Dragii mei, haideți să ne amintim în ziua postului și de Sabat. Postul nu e printre alte activități, alergând în lumea întreagă și uneori chiar și duminică. Adevărul este, dragii mei, că în această țară economia este Dumnezeu. Economia e Dumnezeu. Nu mai îndrăzim să spunem nu. Toți avem duminici în care nu venim, toți avem duminici în care lucrăm, ni se pare normal. În Vechiul Testament era literă de lege, pricină de, 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 de debate între Hristos și farisei. Am ajuns în extrema elaltă. duminica nu mai contează. Dacă șeful bate din degete, stăm drepți, pentru că economia a devenit Dumnezeu și pentru un geab suntem în stare să spunem orice. Prezent. Și nu spun să lăsăm geaburile. Însă ar trebui să ne amintim mai mult de ziua lui Dumnezeu. Să fim mai serioși cu sabatul, chiar dacă nu suntem sâmbătari. Că la Penticostal libertatea Duhului înseamnă că sabatul nu mai înseamnă nimic. Dumnezeu ne cheamă înapoi să sfințim ziua lui Dumnezeu. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Și în încheiere, dragii mei, vreau să repesc câteva minute. Biblia ne promite aici niște binecuvântări mari în ziua apostolului. Spune cuvântul Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede neprihănirea îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul, Domnul va răspunde, vei striga și El va spune, iată-mă! Spuneam și dimineața, marele beneficiu al postului este că se întărește relația cu Dumnezeu, se intensifică părtășia cu Domnul căpătăm lumina lui Dumnezeu în situațiile confuze din viața noastră. Spune cuvântul aici, vindecarea va încolți repede. Bolnavii biserice se vor vindeca. Postul aduce beneficii spirituale și trupești. Atunci când ne rugăm lui Dumnezeu și ne smerim, Dumnezeu promite vindecarea în casele noastre. Promite lumină în întuneric, spune acolo că lumina va străluci, întunericul tău va străluci ca ziua în mare. Ce frumoase promisiuni are Dumnezeu pentru noi. Spune, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bineudată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, ce frumoase cuvinte are Dumnezeu. Toate se referă la relația cu Dumnezeu, să spui Doamne și El să spună iată-mă. Nu tânjim oare după asta? Adică ne rugăm pentru bolnavii de pe listă și-o parcă Dumnezeu întârzie și spunea Dumnezeu, dacă veți posti cu adevărat, voi veți spune Doamne și eu voi spune iată-mă. Lumina va răsări în întuneric. În locuri neudate de apă, în biserici greoaie, totuși voi turna apă, spunea Dumnezeu. Tu și casa ta în mijlocul tulburării vei avea pace, tu și casa ta în mijlocul secetei vei simți, dacă vreți, revărsarea Duhului Sfânt. Asta înseamnă zi de post, disciplină spirituală. Dumnezeu binecuvintează casele noastre. Și mai mult îmi place aici cum spune cuvântul, Domnul te va călăuzi neîncetat. Am spus deseori în biserica noastră, dacă este o nevoie în bisericile noastre, frații mei, o nevoie de oameni călăuziți de Duhul Sfânt. Toți au părerile lor, Domnul zice asta, Domnul zice asta, Duhul Sfânt mi-o zis, Duhul Sfânt mi -o zis. Dacă le pui cap la cap, nu potrivesc două cu patru. De ce? Pentru că suntem atât de slabi la capitolul călăuzirea lui Dumnezeu. Prin post, dragii mei, ni se ascute auzul. Prin post, dacă vreți să ne ascuțim acest simț al ascultării glasului lui Dumnezeu. În post se aude vocea lui Dumnezeu cel mai bine. Nu va mai fi în vălmășal în poporul Domnului, la stânga strigă unii, la dreapta strigă alții, unii spun înapoi, alții înainte. Domnul a zis una, Domnul a zis alta și confuzie în poporul lui Dumnezeu. Atunci când ne apropiem de Domnul cu post, călăuzirea lui Dumnezeu devine o realitate în biserică. Nu mai trebuie să spunem noi înainte sau înapoi, în coac sau încolo, pentru că poporul Domnului care e călăuzit știe voia lui Dumnezeu. Mulți oameni, spuneam deseori, dau buzna în birourile păstorilor. Frate, ce să fac? Cu cine să mă însor? Unde să mă duc? Să mă mut într-un stat? Să mă duc acolo? Să deschid un business? Și mă uit la ei și întreb. Dar tu nu știi? Tu botezat cu Duhul Sfânt? Tu care lai pe Dumnezeu? Și Biblia spune, noi nu mergem la idolii cei muți. Domnul vorbește. Visul meu, dragii mei, este ca biserica lui Dumnezeu să fie o biserică de profeți. Biserica Elim să fie o biserică de profeți, care fiecare membru să aibă călăuzirea lui Dumnezeu. Să nu trebuie să-i tragem la rai, cum zicea cântarea, hai la rai, cu forța pe unii, să le toți spui, domne, aici e calea și să nu o vadă, ci să o vadă. Sau să se deschidă ochii ție și casei tale, să vezi. Dragii mei, până aici Dumnezeu vorbea mai mult de familii și de noi. Aici este un verset care îmi place foarte mult în seara aceasta, spune cuvântul, că postul aduce beneficii pentru comunitatea lui Dumnezeu. Spune aici, ai tăi, comunitatea, vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temelile străbune, vei fi numit dregător de spărturi, zice cuvântul aici. Cel ce drege de drumurile și face țara cu putință de locuit. Dragii mei, postul și scopul principal al postului nostru este ca Dumnezeu să dreagă din nou dărâmăturile Ierusalimului, să dreagă din nou dărâmăturile noastre aici la Elim. Beneficii pe care le are întreaga biserică, ce nume frumos ne dă Dumnezeu azi la Elim, biserica numită dregător de spărturi, Slăvi să fie Domnul. De-aia ne smerim inimile, de aceea plângem înaintea Lui, ne rugăm înaintea Lui. Stăm în post pentru că vrem să împlinească Dumnezeu cuvântul acesta, să dreagă El din nou spărturile. Dregător de spărturi, cel care drege țara, spune cuvântul aici, omul care postește mijlocitorul, devine dregător de spărturi. Aceste zile, în țara aceasta, există un debate care merge în continuu între democrați și între republicani, inside house, inside debate. Și fiecare spune părerile lui și toți își dau cu părerea și trebuie să ajungă la 1-1, one and one Vine între candidații republicani, este unul, nu vreau să fac reclamă, nu, sunt republican, de fapt nu sunt nici democrat, sunt un român adaptat în America până acum, ultimul dac liber din America, eu strămoșul, să ne nepotul burebista, nu știu, încă n-am înțeles prea multe de aici, din cultura aceasta, și nu sunt nici una, nici alta, însă uh, unul dintre candidații aceștia, Donald Trump, eu nu o spun, nu vreau să fac reclamă, are un, are un slogan frumos. To make America great again. Și mă gândeam, ce-ar fi să ne alegem și noi ca slogan al celor 40 de zile de post. To make Elim great again. Putem să credem asta frații mei? Am săturat să aud istorie, cum au fost pe vremea lui X și a lui Y. Am săturat să văd că ne uităm în trecut și, frații mei, dați-mi voie să vă spun că vă uitați în trecut încă. E vremea să ne uităm înainte, să, să vedem că răsar zorile și să credem. Să credem, frații mei. Să fim dregători de spărturi. Spunea cuvântul Domnului în Isaia, tot aici în Isaia, că există o anumită categorie de oameni pe care Dumnezeu îi numește străjeri și biserica e are străjeri. Și spune cuvântul acolo, iată glasul străjerilor tăi sună, Sioane. Ei înalță glasul și strigă toți de veselie, căci văd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în Sion. Mă întreb, este vreunul care să vadă lucrul acesta? Până când ne vom uita în trecut și vă spune, nu se poate, la noi e greu, îți dărâmături, îți probleme. Este vreunul dregător de spărturi în locul acesta? Dregătorii de spărturi în ochii și se uită și văd că Domnul se întoarce și cred. Spunea Domnul Iisus de frumos în Luca, în capitolul 4, citind scripturile de altfel și fariseii citeau până atunci aceleași versete și spune acolo, Duhul Domnului este peste mine pentru că mă un să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovedesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul la celor apăsați și să vestesc anul de îndurare a lui Dumnezeu. Și toți frații au spus amin. Asta au citit și alții până atunci. Ceea ce l-a făcut deosebit pe Domnul Isus a fost altceva. Zice, bine, dacă a închis cartea și a zis ceva ce aș vrea să spunem și noi astăzi, Domnul a zis, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte. asta e diferența între unii și alții, între dregători de spărturi și, dacă vreți, oameni fricoși, între străjeri și oameni care dorm în post. Oamenii lui Dumnezeu când citesc promisiunile lui Dumnezeu, când ascultă profețiile pe care Domnul le-a făcut în Elim, spun, Doamne, astăzi împlinește. Nu pe viitor, nu poate, nu mâine, astăzi, tădei. Domnul Iisus plin de Duhul spune, frații mei, ce spune Isaia nu istorie, ce spune Isaia nu doar text biblic ca să predicăm, este o promisiune a lui Dumnezeu și prin credință spune el, astăzi se vor împlini aceste cuvinte. Haideți, dragii mei, că astăzi și noi să spunem, Doamne, de astăzi Tu vei începe să dregi spărturile. Amin? De astăzi Dumnezeu proclam prin Duhul Sfânt, de astăzi Dumnezeu își drege spărturile. Și Dumnezeu va face astăzi această biserică dregător de spărturi. Când spui to make America great again, asta este în primul rând o rugăciune. Doamne, you can make it great again. Dar în același timp, dragii mei, este o poruncă. It's a command. You can do something about it. Aici e vorba de noi, noi suntem dregători de spărturi. Eu cred, frații mei, că astăzi Dumnezeu începe dregerea spărturilor. Trebuie să luăm promisiunile Domnului cu credință. Dumnezeu ne vrea dregători de spărturi. Am amintesc că am fost în multe biserici și îmi plăceam biserici mari, cu formații. Există ceva legat de această idee de biserici mari. Există mult emoționalism, formații. It's impressive this corporative feeling. Îți place la grămadă. E bine. Dar am ajuns, mă trimis Dumnezeu în zone cu cinci membri, cu zece membri. Și am zis, Doamne, oare și aici ești Tu? Nu era cor, nu era fanfară. Însă am simțit după vreme, am început să mă debarasez de ideea de, de programe frumoase. Pentru că Biblia spune, unde sunt doi sau trei, Dumnezeu e prezent. Părtășia frățească nu e legată de calitatea programelor noastre. Părtășia transcende calitatea programelor, este legată de Duhul Sfânt. Am ajuns, frații mei, în biserici de 2-3 membri și am înțeles că acolo e Dumnezeu. Și am zis, Doamne, de ce? S-a spus, Duhul Sfânt, te-am trimis în zone grele pentru că vreau să fii dregător de spărturi. Și înainte ca să moară unul din prietenii mei în misiune, într-un accident, mi-a a spus, Dumnezeu te cheamă să fii dregător de spărturi. N-am predicat niciodată despre asta, am vorbit de proroci, am vorbit de predicatori, dar există o chemare în Scriptură pentru unii să fie dregători de spărturi. Este o chemare mare. Eu o am de la Dumnezeu de mult. M-a trimis Dumnezeu în Ucraina unde nu mergea nimeni. În Maramureș, în biserici grele. În zone musulmane grele. Spun oamenii, pentru ce să mergi unde nu merge? Ne place unde merge ușor, unde merge, dacă vreți, spectacolul. Însă Dumnezeu caută în de spărturi. Oameni care să vadă prin credință și să creadă și să proclame biruința lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem aici pentru că încă credem că Dumnezeu vrea să facă Sionul din nou mare. Dumnezeu vrea să împlinească acest slogan, Elim will be great again. Spune Scriptura acolo că pe vremuri, când au văzut bătrânii, Sionul reconstruit au început să plângă, pentru că își aminteau de slava lui de odinioară. Pentru că adică sunt aici mulți oameni care suspină să gândesc la cum era și unii mi-ați spus, unii chiar ați plâns. Frate, cum era odată, era plin, era frumos, erau prorocii. Dragii mei, hai să ne uităm și înainte, prin credință și prin Duhul Sfânt și să proclamăm că da, Dumnezeu drege iară Sionul. Să credem asta, să ne rugăm pentru asta și să așteptăm în mod activ. Eu cred și aștept. Și Dumnezeu va face lucrarea desăvârșită în locul acesta, pentru că El este Cel care drege din nou Sionul. Slăvit să fie numele Lui în veci.